Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Ca și oamenii, și țările au destinul lor. Considerată a se fi născut la 1 decembrie 1918, România are un drum aparte. Despre evenimentele radicale prin care a trecut această țară de la Marea Unire până în prezent, despre cei mai puternici conducători care au marcat soarta, despre energia unui alt moment relevant în istoria neamului, Revoluția din 89, cât și despre momentele de cumpăn ale acestui popor, vom vorbi astă seara alături de Ruxandra Benga, Sorin Dinea și Valeriu Pănoiu. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara și la mulți ani! Așa este, o zi foarte relevantă, nu numai din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere, vom vedea astă seară, karmic și spiritual, și pentru că s-a discutat foarte mult despre relevanța acestei zile din perspectiva istorică. Noi vom alege să facem un comentariu sau mai multe comentarii despre tot ceea ce a însemnat istoria României de la 1918 până în prezent și vom vedea, spuneam și în intro, de la conducător profilul lor din punct de vedere astrologic, din punct de vedere energetic, momentele de cumpănă ale țării, ce profil au avut, situațiile în care s-a schimbat radical soarta României, momentele în care poate am fost la o răscruce și nu am știut încotro să o apucăm. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, situațiile care ne-au schimbat radical destinul. Și pentru că trebuie să începem de undeva, sigur că da, spuneam că și țările ca și oamenii au destinul lor, așadar se poate întocmi astrograma unei țări în funcție de momentul cel mai relevant din punct de vedere istoric. Pentru România, Valeriu se consideră a fi Marea Unire de la 1918, 1 decembrie, ora 11:30. Noi am întocmit astrograma acelui moment, considerată ca și când ar fi astrograma țării noastre, și aș propune să începem discuția cu o scurtă analiză a acelui moment. Ora, chiar dacă este aproximativ, oricum plasează ascendentul țării în segmentul vărsătorului. Mai există și o astrogramă după care foarte mulți astrologi se orientează, cea de la 24 ianuarie 1959. După acea astrogramă, România este oricum o țară vărsător. Iată că și la 1918 oricum avem marcajul pe vărsător în ascendent, semnul natal al țării fiind săgetătorul. Deci suntem o țară de profil săgetător cu ascendent în vărsător și o lună în Scorpion. Această lună în Scorpion este extrem de semnificativă pentru că în astrograma țării este plasată în casa puterii și autorității, de unde relația poporului român cu liderii și modelele emoțională. O relație emoțională cu liderii și o atracție specială față de lideri extrem de autoritari. Și o să vedem că ai spus că o să vorbim despre diverse figuri istorice din punct de vedere astrologic și energetic. O să vedem câți lideri scorpioni a avut România. Da. Majoritatea au un marcaj foarte puternic pe Scorpion. De altfel, există, să spunem, un fel de rețetă pentru a fi persoană publică în România și pentru a accede la o poziție de putere, iar această rețetă presupune obligatoriu o combinație de energie de Scorpion și vărsător. De asemenea, putem semnala inclusiv anumite zodii care au traiectorie spre putere în România și alte zodii care ajunse la putere au tendința de a se discredita și o să le numim și pe acelea. Vorbeai despre harta României din acel moment. Este interesant, o să vedem, Ruxandra, și din punct de vedere energetic și Sorina să vorbească foarte mult și despre toate profețiile și tot ceea ce s-a spus de către liderii noștri spiritual, pentru că România a avut două tipuri de lideri. Vedem aici un Saturn și un Neptun în leu pe casa parteneriatelor pentru România. Într-adevăr, poporul român are cultul conducătorilor. Noi simțim nevoia să ne raportăm la oameni cu putere, fie că este vorba despre preoți, despre mari duhovnici ai neamului, pentru că nu toate popoarele au un asemenea respect pentru sfinții părinți, așa cum avem noi, spre exemplu acum pentru părintele Arsenie Boca și nu numai, și un cult al conducătorilor, pentru că întotdeauna, deși un popor cu un puternic profil uranian, cu acest Uranus în domiciliu pe ascendent, deci un popor destul de greu de condus până la urmă, poporul român cu Uranus în vărsător pe ascendent, destul de năbădăios, aș spune, și totuși conservator pe alocuri cu Saturn și cu
Neptun în Leu, un cult al puterii își doresc, noi de fapt ne dorim, Sorin, conducători puternici, conducători pe care să-i avem ca repere, autoritari chiar, care pot avea ușor cultul puterii și care, nu în ultimul rând, și aș vrea să menționăm acest lucru, vorbeam despre luna în Scorpion, au putere psihică, conducători care ne domină psihic, conducători care au un fel de hipnoză, hipnotici, motiv pentru care, exact cum spunea Valeriu mai devreme, am avut foarte mulți conducători, o să-i și enumerăm ulterior, născuți în semnul Scorpionului. De fapt, aș spune că este profilul cel mai, bineînțeles, am avut conducători din majoritatea semnelor zodiacale, dar cei mai numeroși au fost Scorpion. Și nu întâmplător, spuneam, și emoțional simpatizăm cu oamenii puternici și cu putere psihică. Vom vedea că și duhovnici ne-au atras, duhovnicii, spre exemplu, Părintele Arsenie Boca, care făcea previziuni, avea darul clarvederii. Suntem mai atrași de preoții și de duhovnicii care au și ceva mister în aura lor. Da. În primul rând, aș vrea să menționez un lucru. La noi se întrepătrund atât autoritatea socială, cu autoritatea spirituală. Poate noi am rămas cumva legați de un trecut în care conducătorul acestui popor era și unsul lui Dumnezeu. Pentru că ultimul uns al lui Dumnezeu a fost regele Mihai. El avea autoritatea de a intra prin porțile împărătești, având rang de arhiereu. Da, așa este. Deci la noi tradiția spunea ca investitura să se facă în raport cu legile divine. A-l scoate pe Dumnezeu din ecuația asta, nu știu dacă e de bun augur pentru neam. Adică, e adevărat, avem, să zic, un lider spiritual, avem liderii politici și conducătorii pe care îi cunoaștem, dar atâta timp cât nu se întrepătrund cele două personalități, atâta timp cât liderul acestei țări nu ia hotărâri și în cunoștință de cauză din punct de vedere spiritual, atunci deciziile lasă de dorit undeva. Aș vrea doar să atrag atenția asupra faptului că, dincolo de ceea ce noi vedem și suntem obișnuiți să ne raportăm la conducătorii pe care avem, există și un spirit al neamului pe care nu-l vedem. Da. Pe care îl simțim. O să vorbim puțin mai târziu. O să vorbim sigur despre tot ceea ce s-a spus despre neamul românesc. Profețiile foarte interesante. Sorin a pregătit astă seară lucruri extraordinare despre ceea ce s-a spus despre România. Ruxandra, ce putem spune din punct de vedere energetic despre acest moment deosebit considerat a fi nașterea României? Sigur că da, putem vorbi de un context mult mai larg, care include și această dată de 1 decembrie. Și mă refer aici, practic, la structura energetică a României. Se știe că, așa cum fiecare om în câmp, în structura energetică, reacționează cu exteriorul prin intermediul celor 7 chakre și manifestă spiritul la un anumit nivel al conștiinței, așa și România, putem spune că pe medie, da, are nivelul conștiinței situat undeva între chakra 3-a și chakra 4-a, ce înseamnă mai exact manifestarea voinței divine și compasiunea. Aceasta este tema principală pentru a tuturor românilor, da, și a tuturor celor care se nasc aici, pentru că trebuie să înțeleagă că mai presus de voința și de interesele personale există un interes comun. Mai mult decât atât, pot spune că România, da, numele România, în zona numerologică are vibrația numărului 8. Așadar, încă un mesaj foarte important. Românii trebuie să folosească munca individuală în folosul celorlalți și să nu uite că, practic,
este foarte valabilă zicala aceea, culegi întotdeauna ceea ce semeni. Așa este. Uite, da. interesant e un lucru, apropo de ce s-a discutat. Culorile drapelului nostru, ele erau pe orizontală. Uh-huh. Și dacă ai face o analogie cu ceea ce vezi pe cer în fiecare dimineață la răsăritul soarelui sau seara la apus, hai să vezi că roșu e jos, galben și albastru sus. Și asta ne mai dă o informație. Pentru că roșu este de multe ori corelat cu sacrificiu. Galbenul cu efortul și cu energia, cu puterea. Iar albastru cu realizarea, cu izbăvirea. Și cu spiritualul până la ceea ce înseamnă că de la sacrificiu, adică de la roșu, la albastru, la izbăvire, treci prin muncă. Da. Prin galben. Și galbenul ăsta, de fapt... Foarte interesant, îmi cer scuze, vreau doar să fac o completare exact cum spune Sorin. Valeriu România are Marte în Capricorn, apropo de... în exaltare în Capricorn, desigur, apropo de acest destin de muncă al României și de forță. Până la urmă, românii nu sunt un popor atât de mioritic precum s-ar crede. Poate, sigur, avem și aspectele acestea nostalgice în noi, dar este un popor, spuneam, nesupus cu Uranus pe ascendent, cu Marte în Capricorn, un popor puternic atunci când se enervează, greu de dominat cu Saturn și Neptun în Leu, în casa a șaptea, de aceea și alege conducători hipnotici, nu este suficient să fie puternici, de aceea mulți și simpatizează pe Putin, pentru că este într-adevăr un conducător hipnotic și conducători puternici. Românii nu au ca punct de reper neapărat, bine, normal că ne-ar plăcea corectitudinea conducătorilor, dar nu este neapărat cel mai important punct de reper pentru poporul român. Cel mai important punct de reper este hipnoza pe care conducătorii o aruncă, chiar și în discuțiile, în talk show-uri, ați observat, da, înainte de alegeri, foarte mult pentru ei, pentru noi, de fapt, contează modul în care dau replicile conducătorii noștri, cum îl domină pe celălalt interlocutor. Jocurile de putere. Jocul de putere, Luna în Scorpion și Saturn și Neptun în Leu. Suntem un popor, spuneam, greu de supus și totuși cu tendințe puternic naționaliste este. Românii pot pleca în străinătate, dar este foarte delicat să arunci cuvinte asupra neamului român. Toți românii vor reacționa atunci când vi spune ceva rău despre român, pentru că avem și Pluto și Jupiter în rac. Ruxandra, îmi cer scuze. Vreau să fac o completare la ce a spus mai devreme Sorin. Este vorba de culorile drapelului nostru. Sunt verticale, deci sunt aranjate vertical și de asemenea sunt egale. Da. Ceea ce înseamnă că ne putem gândi că cei care au compus, da, acest tricolor și-au imaginat ca simbol acest tag, au avut clar în minte egalitatea și verticalitatea în comportament. Este un mesaj foarte puternic pe care probabil că mulți dintre noi l-au uitat și probabil că ține de o istorie, istoria unor simboluri care s-au pierdut în timp. Totul este, de fapt, simbolic, exact cum spune Ruxandra, legat de România. Valeriu, am să te rog să facem și o scurtă trecere în revistă, spuneam, a principalilor conducători, pur și simplu de curiozitate astrologică. Aș vrea înainte însă să spuneam despre profilul acesta de scorpioni. Gheorghiu Dej, 8 noiembrie, scorpion. Regele Mihai, scorpion. Traian Băsescu, scorpion. Emil Constantinescu, scorpion. Deci iată, foarte mulți lideri scorpion, bine, sigur că da, au fost și lideri și în alte zodii, dar observăm o prioritate a acestui profil de scorpion și am și explicat de ce. Și aș dori să începem printr-o analiză, spuneam, a celor mai relevante figuri dintre conducătorii români. Să începem cu Carol I, Carol I Berbec, de altfel, dar tot un semn marțian, guvernat de Marte, tot un lider foarte puternic. Să vedem câteva aspecte. 10 aprilie 1839, astrogramă deosebit de puternică,
putem spune, cu o mare relevanță pentru poporul român, până la urmă 48 de ani de domnie, cea mai lungă domnie din istoria regalității românești, un soldat perfect, vom observa ce aspecte deosebite Pluto și noi de fapt vrem acum să arătăm faptul că se potrivesc astrogramele cu personalitățile oamenilor și de ce nu ale conducătorilor, pentru că ei chiar pot fi puncte de reper. Și spuneam Pluto și Soarele în Berbec, foarte puternic aspectate pentru Carol I, nu numai, ele nu vorbesc numai despre prestigiu, vorbesc despre un, o imagine a soldatului perfect, o imagine a unui lider pe câmpul de luptă până la urmă, disciplină, o persoană cu valori foarte speciale, un Neptun perfect aspectat în Vărsător, Valeriu. Și un deschizător de, drumuri, ca orice persoană cu marcaj puterii de berbec. Exact. De fapt, Carol I este cel care a reformat România. Corect. Și dacă ne amintim, în perioada lui Cuza, atunci niciun domeniu din viața românească nu a scăpat nereformat de la introducerea învățământului obligatoriu, ceea ce era extrem de avansat pentru acea vreme, culminând cu înființarea universităților de la Iași, întâi apoi de la București, până la reforma agrară. Deci toate aspectele vieții au fost reformate în acea perioadă sub domnia lui Carol I și mai ales în perioada lui Alexandru Ioan Cuza. Apoi îl avem pe Ferdinand I, regele regitor. Da, și vreau să mai spunem două cuvinte despre Carol, nu întâmplător, asta pur și simplu ca exercițiu astrologic. Iată, primul rege al României și, cum spuneam, cu cea mai lungă domnie, acest model până la urmă, descris de către unii ca fiind o persoană rece și foarte preocupată, se pare, de prestigiul dinastiei, un Saturn perfect aproape aspectat în semnul Săgetătorului și Neptun aproape perfect aspectat în semnul Vărsătorului. Deci forța lui Carol nu venea neapărat de la acest Pluton Berbec. Era ca o completare, sigur că da, Pluton Berbec, soldatul și bărbatul puternic, transmitea bărbăție. Dar Saturn și Neptun, Saturn în Săgetător și Neptun în Vărsător, avea o forță spirituală, se transmitea conducătorul corect, într-adevăr, o persoană care purta coroana și o persoană care era demnă de funcția pe care o, ocupa, devotat sarcinilor sale de rege al României. Deci iată că un conducător adevărat nu trebuie numai să fie un conducător foarte puternic sau un bărbat adevărat, trebuie să aibă și calități de lider spiritual. Nu, Carol I a fost cel care a reunit România. Ea s-a făcut sub Ferdinand, dar iată că regăsim în astrograma lui Carol exact acele marcaje de săgetător și vărsător. Săgetător, nu, independența. Nu, independența. A obținut independența Carol și Ferdinand o reunire. Exact. N-am contestat asta. Eu încercam să evidențiez cum marcajele din astrograma lui Carol I pe săgetător și vărsător au anticipat harta României de la Marea Unire cu aceste două zodii proeminente. Da, această independență totală despre care vorbește Valeriu nu putea să fie realizată decât de către un lider spiritual care în permanență e și prezent pe câmpul de luptă, dar și un lider spiritual. Deci iată ce putere deosebită îți trebuie totuși ca să... adică nu poți să fii un astfel de lider de forță dacă nu ai și în astrogramă ceva foarte puternic. Vorbeai despre Ferdinand, o altă figură cu totul și cu totul deosebită, o altă astrogramă de forță, Valeriu. Aici este vorba despre o fecioară, 24 august 1865. O fecioară căsătorită cu cea care a dominat toate figurile regale românești, anume regina Maria, care, surprinzător, era tot scorpion. Exact. Deci, încă un cuplu unde tot energia de scorpion, da, unde energia de scorpion a fost cea care, de fapt, a integrat România în toate structurile internaționale și a negociat recunoașterea internațională. De la Paris până în Statele Unite, recunoașterea internațională a României mari.
și care spunea despre el că înainte de toate este un excelent patriot, într-adevăr, un patriot deosebit, și el avea în astrologie planetele foarte bine aspectate pe zodia Săgetătorului. Vorbesc despre un idealism impecabil și despre o aură de lider, de conducător, filozof. Iar Ferdinand avea Jupiter perfect aspectat cu Neptun din două semne de foc. Deci și un împătimit, un om cu mare putere pe semne de foc, dar și un om foarte corect și exact ceea ce vorbea despre, îmi cer scuze, Vali, Regina Maria, spunea că nu este numai foarte energic, dar are și o aură ciudat de puternică în jurul lui, un fel de zonă de forță creată în jurul său, pentru că altfel n-ar fi putut să fie ceea ce a fost. Prin calitatea cea mai înaltă a zodiei Fecioară, regele Ferdinand, un soare perfect aspectat în Fecioară, a dat o lecție pe care foarte mulți dintre conducătorii scorpioni care i-au urmat nu au înțeles-o. Este vorba despre lecția loialității. Exact. Pentru că loialitatea este una dintre cele mai înalte virtuți ale zodiei Fecioară. Ori el a fost loial poporului român, a trebuit să gândească nu ca un neamț, ci ca un român, și să nu uităm că a intrat în război împotriva fraților săi de sânge. Exact. Și un Saturn foarte bine aspectat în semnul Balanței. Este important pentru liderii noștri să aibă planete bine aspectate în semnul Balanței, o zodie a justiției. Ferdinand, un Saturn și Luna, dar Luna nu a terminat, dar Saturn foarte bine aspectat într-un semn justițiar, și Saturn în sine o planetă a corectitudinii. Iată ce, la ce conduceau aceste, la ce a condus această planetă, o persoană care a condus țara sub respectarea strictă a rigorilor legii și care nu s-a dezis de ele în favoarea simțămintelor personale. Deci, practic, o astrogramă perfect aspectată pe respectarea legii. Ruxandra? Da, este foarte interesant de menționat faptul că Ferdinand, în primii ani de domnie, fiind având un mentor foarte puternic în Carol, era extraordinar de timid, o timiditate care era recunoscută în toate cercurile politice, dar ajutat de soția sa, Regina Maria, a reușit să-și îndepărteze această timiditate. Puțină lume știe, citindu-i viața, cât de multe eforturi făcea și cât de multe discuții în față în față cu Regina Maria își exersa anumite, eu știu, declarații sau ceea ce ar fi trebuit să susțină în fața Consiliului sau mai departe, pentru că efectiv era timorat în momentul în care se gândea că trebuie să vorbească în fața unor mulțimi. Și din acest punct de vedere, fiind începând ca un introvertit, a reușit să-și construiască acea aură de măreție și a reușit cu adevărat să arate tuturor loialitatea de care pomenea Valeriu, pentru că la începuturi erau anumite persoane care chiar îl caracterizau ca un șoricel speriat care nu reușea să iasă din aura lui Carol. Ceea ce mie mi se pare un lucru fantastic. Cum reușești să lucrezi cu tine și să arăți de fapt lumii care este misiunea ta personală. Și încă câteva cuvinte despre această astrogramă foarte frumoasă și specială. Ce mult înseamnă un alt aspect interesant pentru lideri, vorba cumpănită, un Mercur în domiciliu foarte bine aspectat și în frumoase aspecte cu Uranus. Se spunea despre el că are o minte cumpănită, vorbă măsurată și că înțelege lucrurile foarte bine și nu vorbește decât atunci când nu întrebuințează vorba decât atunci când are ceva bine gândit de spus. Într-adevăr, o astrogramă foarte cumpănită și foarte echilibrată pe zona aceasta a comunicării, spuneam, și ea foarte importantă pentru liderii noștri, pentru că tu poți să fii, cum era și Ferdinand, în intimitate, glumeț, voios și bine dispus, dar totuși atunci când transmiți mesajele, trebuie transmise cu foarte mare acuratețe. Dar mai a avut o calitate, o foarte mare calitate. A știut să aducă în jurul lui niște oameni de calitate și a știut să îi asculte. Deciziile erau ale lui, dar nu au fost luate de unul singur. Deci să ai un mareșal Averescu lângă,
să ai un general Coandă lângă, să ai pe Brătianu. Deci, unde mai găsim așa ceva acum? Deci toți oamenii ăștia au reușit să facă, să împlinească acel moment, nu doar unul. El a rămas ca întregitorul pentru că era conducătorul statului la momentul respectiv. Dar dacă stai să-i enumeri pe toți, găsești cel puțin 50 de figuri care s-au strâns în momentul ăla și despre aceste figuri. Și care au reușit să facă ceea ce noi mai avem de învățat încă, să se unească în cuget și în simțiri, să gândească toți la fel. Ce este foarte interesant, Sorin a punctat un alt lucru important, faptul că un lider adevărat, noi tot enumerăm ce calități ar trebui să aibă, ar trebui să aibă și oameni de mare calitate în jurul lui și este foarte important, vom vedea și vom comenta și astăzi programa lui Ceaușescu, mulți lideri ai poporului român au avut astrograme frumoase, interesante, vom vedea și în cazul lui Ceaușescu, astrogramă cu un trigon foarte frumos, aproape genialități în anumite domenii, dar dacă o singură planetă, Valeriu, chiar o să comentăm, este foarte prost aspectată, ea poate fi dramatică atât pentru conducător cât și pentru neam. Ceea ce nu se poate spune despre Ferdinand și despre Carol Ferdinand, toate planetele mari, transpersonale, toate planetele foarte relevante până la urmă, pentru că conduc destinele oamenilor, Pluton, Jupiter, Neptun, cred că și Uranus, perfect aspectate, înseamnă mult. Deci, nu numai că planeta corectitudinii Jupiter și Saturn, tot o planeta corectitudinii și a respectării legii, Neptun, planeta divinității, toate perfect, aproape perfect aspectate în astrograma lui Ferdinand și în zodii nobile, Jupiter în Săgetător, Saturn în Balanță. Deci, atât câtă forță, de fapt era un spirit, era un spirit, pentru că sunt în astrologie spirite care ajung în funcții cheie, dar sunt și, nu știu care ar fi opusul spiritului, oameni cu spirit mai mic, mai mic sau slab de înger, cum le spunem noi eufemistic, oameni mai slab de înger care sunt în funcții și care nu reușesc să respecte divinitatea, doar o concluzie pentru el. Ce putem spune despre Ferdinand, să trecem mai departe după aceea, a respectat o karmă divină. Deci prin toate aceste planete transpersonale, însemne nobile, perfect aspectate, el a respectat o karmă divină și a reușit să nu consume energia în discuții sterile, în bârfe, în preocupări de joasă vibrație și totul a fost dus spre respectarea planului divin non-conflictual, paradoxal, deși era un soldat impecabil. Conexiunea lui cu astrograma României se pare că se face inclusiv prin ascendentul în Scorpion, din astrograma pe care am văzut-o eu a regelui Ferdinand I, avea ascendentul în Scorpion și este foarte interesant că familiile regale știm că înregistrează minutele, minutul nașterii cu foarte mare acuratețe, ceea ce nu este valabil pentru oamenii cu spirite mici, cum spui și tu, care, de exemplu, ajungând în poziții de lider, își ascund datele de naștere, nu cumva să ajungă în interesul public și să mai spunem și că probabil interesul nostru special pentru figurile de putere și pentru calitățile pe care trebuie să le aibă un lider este și o nevoie a întregului popor de a tânji după aceste calități pe care de fapt nu prea le vedem. Nu le vedem astăzi. Aș mai vrea să mai fac o paralelă tot energetică. Este foarte interesantă afinitatea României cu alte grupuri, să spunem, de sânge europene și să ne uităm cum la 1918 întregitorul României mari avea sorginte nemțească. Așa. La fel ca și președintele actual. După 100 de ani, deci atât cum lucrurile decurg într-o ciclicitate. Da, și să explicăm și de ce. Acest Soare și Venus perfect aspectate în semnul Săgetătorului și Nodul Nord și Mercur pentru România aduc succes prin străini și atracție pentru străinătate și succes al românilor în străinătate, dar și beneficitate a străinilor. Și, sigur, poate să însemne și faptul că o mare parte dintre, sau destul de mulți intelectuali ai țării au avut destin legat de străinătate. Sigur, da. Că da, revenim după publicitate cu discuție.